Ia uitați. Bine ați venit la Camelia în bucătărie. Astăzi începem cu un aluat fraged cu smântână și o să facem și fursecuri și cornulețe. Și aici am, să vă spun ingredientele, 500 de grame de făină, am 300 de grame de smântână, 3 gălbenușuri, un praf de sare, puțină vanilie, 180 de grame de unt și 70 de untură. Și apoi vom umple cu cireșe din sirop, cu rahat sau cu fructe uscate și cu nucă și le vom da și prin zahăr pudră. Eu am pus aici ca să le dăm în punguță. Bună ziua, Mihaela! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Și să începem! Am să dau ciocolata, cireșele deoparte, zahărul pudră și le vom folosi după ce le scoatem din cuptor. Și le vom tăia forsecurile cu această formă, vedeți? Așa. Și cu aceasta. Și vom face și simple și cu cireașă deasupra și cornulețe. Vom face trei forme. Așa. Și acum, aici am 500 de grame de făină. Și voi pune sarea, un praful de sare peste făină. Așa. Și o să amestecăm așa bine făina cu sarea. Așa. Ia să-mi aduc și o palețică. Am adus și o palețică și vom pune untura și untul peste făina noastră. Așa. Toată untura și tot untul. Deci în total am 250 de grame de unt cu untură. Punem deoparte. Și acum, cu mânuțele, luăm și strângem untul cu untura cu făină. Așa. Până obținem ca un nisip. Și strângem așa. Vedeți? Așa. Și apoi adăugăm gălbenușurile cu vanilia și cu smântână. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină făină. Dar dacă nu, o lăsăm așa. Așa, și amestecăm așa bine până se incorporează bine făină cu untul și cu untură. Și strângem. Strângem așa făina cu untura și cu untul. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit în noul an. Asta este prima dată când intru în direct în acest an. Vom intra din ce în ce mai des. Așa. Și strângem așa. Vedeți? Până o să avem așa un fel de nisip. Să semene cu nisipul. Această făină cu unt și cu untură și cu praful de sare. Așa facem. Încet, încet. Ia uitați. Apoi vom pune aluatul în folie de plastic și vom lăsa la odihnit. Și vom topi puțină ciocolată, că o parte din fursecuri o să le dăm și prin zahăr, dar și prin ciocolată. O parte o să facem cornulețe și o să le umplem. Eu le umplu cu caise uscate și cu nucă. Prefer în locul rahatului, dar cine dorește poate pune și rahat la cornulețe și dulceață de prune sau măgiun de prune cu nucă. Le umpleți cu ce doriți.
Și o parte din fursecuri, o să punem câte o cireașă din sirop sau din dulceață și apoi o să le dăm la cuptor și le dăm prin zahăr pudră, după aceea pe toate. Așa. Vedeți? Cum s-a făcut? Ca un nisip. Așa. Încă puțin și adăugăm restul ingredientelor. Așa. Cam așa trebuie să fie. Acum vom adăuga gălbenușurile. 3 gălbenușuri. Cu smântână. Aici am 300 de grame de smântână. Așa. Și punem și esență de vanilie. Și amestecăm bine. Așa. Și amestecăm așa bine totul. Și am să amestecăm aici. Așa, mai amestecăm puțin, puțin, puțin. Și dacă vedem că se lipește, putem adăuga puțină făină. Și am să adaug o lingură de făină. Așa, și adaug o lingură de făină. Și îl împăturim așa, îl tragem. Ne punem aluatul aici. Așa. Și acum îl punem în folie. Și îl dăm puțin la frigider și ne pregătim ciocolata și cireșele. Aici am circa 150 de grame de ciocolată. Și o punem pe baie de abur. Într-o oliță să se topească. Să o tăiem bucățele să se topească mai repede. Punem așa și tăiem cu bulețe ciocolata. Da, și punem pe foc să se topească pe baie de abur. Aici m-am pregătit o sită cu un păvăruț și cireșele noastre. Vedeți? Să le scurgem așa în... Să le punem și le las așa aici să se scurgă. Dau deoparte. Aici am câteva caise uscate. Le tai în două și le umplu cu nucă. Aici am nuci și în interior așa am să pun câte o bucățică de nucă, vedeți? Așa. Dar puteți pune și rahat. Și le pun așa aici. Ia uitați ce frumos arată. Îl lăsați măcar o jumătate de oră să se odihnească la rece. Așa. Și voi pune puțină făină. Voi lua așa o bucată de aluat și îl vom întinde. Eu mi-am pregătit și o tavă cu hârtie de copt. O să dau așa deoparte să se vadă. Așa, și întinde. Ca să facem fursecurile, îl lăsăm puțin mai gros, vedeți? Așa. Și pentru cornulețe îl întindem mai subțire.
Și pentru fursecuri voi tăia cu această floricică, nu știu dacă se vede, așa, și voi pune cireașa în mijloc. Ia uitați. Așa. Și cele simple le voi tăia cu această formă, tot așa are formă de floare. Vedeți? Așa. Și voi face o gaură în mijloc. Ia să vedem cu undui. Mă scuzați. Așa. Și aici în mijloc vom pune, ia uitați, cireșile. Vedeți cum s-au scurs? Și punem așa câte o cireașă în mijloc. Aici. Și le punem în tavă. Eu mi-am pregătit o tavă tapetată cu foaie de copt. Așa. Și aici am o tavă de copt unde voi pune fursecurile. Vedeți? Și le punem așa. Unu. Și punem câte o cireașă în mijloc. Așa. Și acum întindem pentru cornulețe. Și aici punem cornulețele. Ia uitați ce frumoase sunt. Și acum întindem așa, să facem cornulețele. Așa, ne ajutăm cu făinuța să nu se lipească. Și întindem și facem aluatul pentru cornulețe, această formă zimțată. Așa. Ne punem rahat, nucă sau caise cu nucă, cum am pus eu. Ia uitați. Și răsucim. Vedeți? Și le punem aici în tavă. Lângă. Așa. Și răsucim. Să știți că este foarte delicat aluatul. Așa. Și le așezăm așa aici. Și le dăm la cuptor. Le dăm la un cuptor la 180 de grade. Eu am pus și sus și jos. Cred că 5 minute durează, nu mai mult. Ciocolata noastră cum arată. Topită. Și o lăsăm aici pe baie de abur până le scoatem din cuptor. Și întindem aluatul. Ne uităm și la cuptor. Și întindem așa. Să dăm formă la cornulețe. Tăiem așa în două. Sau dulceață. Ce vă... Și acum le întoarcem pe toate. Am pus așa peste tot. Așa. Și acum le întoarcem. Încet, încet, cu răbdare. Așa, și așezăm așa aici. Așa.
Ia uitați-le, ce frumoase sunt. Așa, ia să le punem pe o... Imediat vi le arăt, le și pudrăm. Să vedeți cum au ieșit. Ia uitați cornulețele. Cum arată, vedeți? Așa. Aceste micuțe le dăm prin ciocolată. Aici avem ciocolata. Și fursecurile și cornulețele le dăm prin zahăr pudră. Așa. Cât sunt calde. Aici avem zahărul pudră. Punem cornulețele așa în interior. Cu mare, mare grijă să nu le rupem. Așa. Și le scoatem. Ia uitați. Acum le vom da aceste fursecuri. Le punem așa și le dăm prin ciocolată și le scoatem. Ne ajutăm cu o furculiță. Așa. Și le punem așa aici. Mai punem încă una și o dăm prin ciocolată. Așa. Așa. Cele cu ciocolată le lăsăm să se întărească. Încă sunt calde și cornulețele și fursecurile toate. A luat cu smântână fragil. Bun și delicios. Să-l încercați să vedeți ce bunătate este. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și ne vedem mâine dimineață. O zi frumoasă în continuare. La revedere, pupici, și vă mulțumesc încă o dată din suflet. La revedere! O zi frumoasă și vă mulțumesc!